Salut tuturor, Ionuț de la GR Auto Center. Am revenit din vacanță. Mulți dintre voi ați fost plecați, am fost și parte din noi, parte din echipa noastră. Am revenit înapoi și avem o mașină foarte faină, am revenit în forță, o mașină frumoasă pe care vrem să vă arătăm. Avem aici un Bentley Bentayga, o mașină extraordinar de frumoasă a unui client mai vechi de-al nostru. Un client foarte bun. De data asta revin la noi cu mașina asta pentru recondiționat jante și numere. Numerele le-am făcut de 3 mm, după cum vedeți. Arată foarte, foarte bine. Și în față și în spate, exact aceeași treabă. Ok. Iar jantele, dacă veniți cu mine, așa veți vedea. Jantele au fost silver înainte și le-am făcut negre lucioase. Da, negru lucios. Urmează mașina să primească un jet wash pe din afară, urmează să o aspirăm puțin înăuntru, să fie gata de colectare. În momentul de față, după cum vedeți, este săpunul ăsta pe roți, va fi cu totul spălat. Însă am vrut să facem un video în care să vă arătăm mașina asta, să vă arătăm cât e de frumoasă înăuntru. Înăuntru e ceva total deosebit. Asta e cheia. Okay. Arată super fain. E diferită. Iar așa arată mașina înăuntru. Maro ăsta, maro portocaliu parcă, după cum vedeți, se extinde sus pe plafon, merge pe toată partea de jos, scaune, partea asta de sus, bineînțeles cu excepția bordului. Arată foarte bine. Asta e de fapt ceea ce ai aștepta de la o mașină de 100.000 de lire, cel puțin, da, nu greșesc. Mergem în spate, avem pernuțele Bentley, aceeași culoare cu pielea, exact astea două nuanțe și pe pernuțe, scaunele, bineînțeles, rabatabile. Ok. Haideți acum să vă arăt carpetele. Tipul ăsta de carpete doar la Rolls-Royce, la Cullinan, am mai văzut, ia uitați aici. Ok. E chestia de lux dusă la un alt nivel. E chestia de lux perfecționată, dacă vreți. Iar clientul, cum v-am spus, a fost la noi de data asta pentru numere și recondiționat jant. Urmează să spălăm mașina, nu era parte din pachet, însă deoarece nu suntem foarte busy în perioada asta deoarece cliente care merită, urmează să-i dăm un jet wash pe din afară la mașină.